numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Doamne Iisuse Hristoase, noi am venit să Te urmăm în rugăciune pe calea crucii, pe care Tu ai parcurs-o de la casa lui Pilat până sus pe Golgota. Recunoscător, ne gândim la marea Ta îndurare cu care ai ispășit neascultarea noastră și ai șters păcatele noastre. Acestei îndurări îi recomandăm și pe cei dragi nouă, ca și pe toți oamenii și pe noi înșine, cu păcatele și durerile noastre. Act de căință. Doamne Dumnezeul meu, mă căiesc din toată inima de toate păcatele mele și le urăsc mai mult decât orice lucru, pentru că prin ele am pierdut harul Tău și împărăția cerului și m-am făcut vrednic de pedeapsa veșnică a iadului. Dar mai mult mă căiesc, pentru că păcătuind, Te-am mâniat pe Tine, Părintele meu, Mântuitorul meu și Dumnezeul meu, atât de mare și atât de bun. Pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Hristos, eu osândit la moarte, căci oamenii L-au acusat, deși Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Stațiunea întâia. Iisus este condamnat la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Judecătorul lumii stă în fața judecății oamenilor. Plină de ură, mulțimea ațățată cere moartea Lui. De frica oamenilor, Pilat rostește o sentință nedreaptă. Iisus însă stă legat și tace. De câte ori și astăzi noi oamenii Îl tragem la răspundere pe Dumnezeu, deoarece gândurile Lui nu sunt gândurile noastre, iar căile Lui nu sunt căile noastre. Doamne Iisuse, pentru a ne mântui, Tu ai acceptat în tăcere o sentință nedreaptă, o sentință de moarte rostită de Pilat. De aceea noi Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a doua. Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm. Cruce, ai răscumpărat lumea. Ostașii aduc o cruce aspră. De bunăvoie, Domnul ia crucea pe umeri. El vrea să bea paharul amar pe care i l-a dat Tatăl. Numai cel care în necazurile stării, în greutățile muncii, în cruce și suferință, își ia crucea și îl urmează pe Iisus, poate să fie ucenicul Lui. Doamne Iisuse, Tu ai purtat de bunăvoie crucea pe care ți-ai impus-o păcatul oamenilor. De aceea noi Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ.
Doamne Iisuse Hristoase răstignit pe cruce. Iisus întâia oară cade, puterile l-au părăsit, prea mare e povara crucii, dar nu se lasă biruit. Stațiunea a treia. Iisus cade prima oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Povara este grea, drumul pietros, Domnul este istovit de moarte, se clatină și cade. El este însă îmbrâncit și silit să meargă mai departe. De câte ori noi, oamenii, refuzăm împlinirea datoriilor noastre, însă Dumnezeu vrea ca noi să mergem până la capătul drumului. Doamne Iisuse, Tu te-ai ridicat după prima Ta cădere și ai dus crucea mai departe. De aceea noi Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica Sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Mama se află pe drumul pe care fiul își duce crucea grea. Privirile li se întâlnesc. El vede chinul lui și poartă toată durerea împreună cu el. Hristos suferă și azi în mădularele trupului său, în surorile și frații săi. Dar cu Iisus suferă Maria, mama lui și a noastră. Doamne Iisuse, Tu ai întâlnit-o pe Maica Ta îndurerată pe drumul crucii, de aceea noi Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. În sila Simon din Cirene, îi duce crucea lui Iisus, dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic supus. Stațiunea a cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Domnul nu mai poate duce greutatea crucii. Atunci soldații silesc un bărbat care venea de la câmp și care tocmai trecea pe acolo ca să-l ajute să ducă crucea. Noi, oamenii, ne temem de suferință. Chiar și Petru, ucenicul lui Iisus, temându-se, s-a retras din fața ei. Și totuși, numai prin suferință ne putem mântui. Doamne Iisuse, Tu l-ai acceptat pe Simon din Cirene ca ajutor pentru a duce crucea. De aceea, noi Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Amin.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o mahramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Veronica vede suferința lui Iisus și cruzimea ostașilor. Ea nu se întreabă ce gândesc oamenii. Curajoasă, pătrunde prin mulțime și îi oferă Domnului mahrama pe care el își întipărește fața. Ne mișcă oare durerea celuilalt? Vedem noi fața zdrobită a lui Hristos în semenii noștri care suferă? Doamne Iisuse, Tu, plin de bunătate, ți-ai întipărit chipul sfânt pe mahrama Veronicăi. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Din nou Hristos sub cruce cade, căci e atât de copleșit, de acea mulțime de păcate pe care noi ne-am săvârșit. Stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară sub greutatea crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade a doua oară, o cădere mai chinuitoare decât cea dintâi. Însă, cu mare efort, El se ridică pentru a desăvârși jertfa sa. De câte ori și noi cădem în vechile păcate și greșeli, nu suntem statornici în bine. Doamne Iisuse, în durerile Tale fără margini, Te-ai prăbușit pentru noi a doua oară sub greutatea crucii. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile din Ierusalim care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat-o. Pe drumul spre calvar s-au adunat femei care îl plâng pe Domnul chinuit. El însă, plin de milă, se gândește la nenorocirea care va veni peste Ierusalim și peste ele. De cele mai multe ori, noi vedem numai durerea exterioară și nu nenorocirea adâncă ce provine din păcat. Simțim numai durerea proprie și nu vedem nevoile celorlalți. Doamne Iisuse, în toiul durerii Tale, Te-ai gândit la necazurile care, din pricina păcatelor, vor veni asupra mamelor și copiilor poporului Tău. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Strânșare toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, când pentru a treia oară cade călăiul mic și de bar, și noi ne asemănăm cu dânșii atunci când facem un păcat. Stațiunea a noua. Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Domnul este extrem de istovit și se prăbușește a treia oară sub greutatea crucii, dar El vrea să ducă până la capăt lucrarea pe care i-a încredințat-o Tatăl. Își adună ultimele puteri și se ridică iarăși. Nici noi nu suntem încă la țintă, suntem pe drum, deseori singuri și părăsiți. Și pentru noi poate să vină ceasul când totul ne părăsește. Doamne Iisuse, Tu Te-ai prăbușit la pământ sub greutatea păcatelor noastre, dar Ți-ai adunat puterile ridicându-Te din nou. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a zecea. Iisus este dezbrăcat de haine. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Domnul, zdrobit de suferință, a ajuns pe muntele Calvar. Soldații îi smulg hainele în fața mulțimii, iar rănile biciuirilor încep din nou să sângereze. De câte ori și noi îl desconsiderăm și îl disprețuim pe semenul nostru, îl compromitem și nu lăsăm nimic bun în el. Doamne Iisuse, Tu ai voie să înduri pentru noi și ultima umilință a morții de răufăcător. De aceea noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele curat. El suferă ca să Stațiunea a 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Soldații îl trântesc pe Iisus la pământ.
îi străpung mâinile și picioarele, pironindu-l pe cruce, apoi înalță crucea. Acum s-a împlinit cuvântul, când voi fi înălțat de la pământ, îi voi atrage pe toți la mine. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, mi-au numărat toate oasele. Și noi suntem adesea legați de oameni, suntem încătușați de îndatoriri de care am vrea să fugim. Hristos ne dă puterea și ne învață să le îndeplinim în libertatea iubirii. Doamne Iisuse, Tu Te-ai lăsat răstignit pe cruce pentru noi, de aceea noi Te rugăm. Și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 12-a, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus atârnă pe rănile mâinilor și ale picioarelor pe lemnul crucii, răstignit. El se roagă pentru călăii Săi. Pe la ceasul al 9-lea a strigat cu glas puternic, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit? Și murind spune, S-a împlinit, Tată, în mâinile Tale îmi încredințez sufletul. Pentru cel care crede în Hristos, nu există suferință fără rost, ci în cel mai adânc abis, cel răstignit este cu El. Doamne Iisuse, ascultător voinței Tatălui, Tu ai murit pe cruce pentru mântuirea oamenilor. De aceea noi Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, când trupul i-ai dat jos de pe cruce și-n brațele Mariei pus, cine ar putea simți pâhnirea cu care îl plânge pe Stațiunea a 13-a, Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Hristos a murit. Iosif din Arimateea, plin de tristețe, dar și de respect, a luat jos de pe cruce trupul Domnului, apoi L-a așezat pe Iisus în brațele Mariei, mama Sa îndurerată. Și noi ne întâlnim cu moartea. Vedem cum mor oameni care ne sunt apropiați și dragi. Propria noastră moarte este inevitabilă. Fecioara mamă ne învață și ne ajută să fim tari în asemenea ocazii. Doamne Iisuse, neînsuflețit în brațele mamei Tale, noi Te rugăm. Ai milă de noi și de întreaga lume. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Doamne Iisuse Hristos, răstignit pe cruce. Stațiunea a 14-a. Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ei așează trupul Domnului în mormânt, dar moartea nu-l poate ține. Din mormânt se naște viața, noua creație s-a săvârșit. Doamne Iisuse, Tu ai împărțit cu noi soarta mormântului, dar a treia zi ai înviat din morți. De aceea noi Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Doamne Iisuse Hristos, răstignit pe cruce. O Doamne, noi am fost pricina, că așa de mult ai suferit. Marea cea durare ne iartă tot ce am greșit. Stațiunea a 15-a. Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care ne-a spus de atâtea ori, Eu sunt învierea și viața, străpunge mormântul și iese la viață, învie glorios. El nu putea să rămână în mormânt, era Fiul lui Dumnezeu, care a venit să ne dea tuturor viața. O, Iisuse, Tu care ai învins moartea, fă-ne și pe noi într-o zi victorioși, ca prin credință să ajungem la viața veșnică. Noi acum Te rugăm, ai milă de noi și de întreaga lume. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristos, răstignit pe cruce. Atotputernice, veșnice Dumnezeule, Îți mulțumim că prin moartea și învierea Fiului Tău ai reînnoit viața noastră. Ajută-ne ca prin participarea noastră la calea Sfintei Cruci să fim gata să purtăm cu răbdare și perseverență crucea noastră și să slujim cu fidelitate. Dăruiește-le tuturor celor pentru care ne-am rugat îndurarea Ta și condui pe toți răposații noștri la înviere prin Hristos Domnul nostru. Iartă-ne, Doamne, iartă-l pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-ne pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi.
iartă-le pe poporul tău și în veci nu te supăra pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți și cu Duhul Tău.
iubiți credincioși, celebrăm Sfânta Liturghie din seara aceasta pentru răposații Maria, Petru, Profira, Constantin, Gheorghe, Ioan, Iulia, Cristian și Mircea. Iar al doilea preot pentru răposații Elena și Ioan și răposații familiei. Ne recunoaștem păcatele ca să putem celebra cu vrednicie Sfânta Jertfa Liturghiei. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Tată, am păcătuit, dar ca Fiul rătăcit, regretăm că am greșit, regretăm că am greșit. Vina noastră e mare, în Satan durare, n-are asemănare. Care binevoiești să-i dăruiești bisericii tale în acest timp harul de a o imita cu pietate pe Sfânta Fecioară Maria, privindu-L pe Hristos pătimind, fă-te rugăm ca prin mijlocirea aceleiași Fecioare să-L urmăm zi de zi cu o fidelitate tot mai mare pe Fiul Tău unul născut și la sfârșit să ajungem la plinătatea harului Său, El care, fiind Dumnezeu împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Daniel. În zilele acelea, Nabucodonosor a luat cuvântul și le-a zis: este adevărat, Shadrac, Meșac și Abednego, că nu-i slujiți pe acești zei ai mei și nu vă închinați statuii de aur pe care am ridicat-o? Acum fiți gata ca în clipa când veți auzi sunetul cornului, al flautului, al ceterii, al harpei, al psalterionului, al cimpoiului și al tuturor felurilor de instrumente muzicale, să cădeți și să vă închinați statuii pe care am făcut-o. Dacă nu vă veți închina, în aceeași clipă veți fi aruncați în mijlocul cuptorului cu foc aprins. Și cine este Dumnezeul care vă va elibera din mâna mea? Shadrac, Meșac și Abednego au luat cuvântul și au spus regelui Nabucodonosor:
Noi nu avem nevoie să răspundem la acest cuvânt al Tău. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne elibereze din cuptorul cu foc aprins și ne va elibera din mâna Ta, Rege. Și chiar dacă nu, să-ți fie cunoscut, Rege, că nu vom fi slujitorii Dumnezeilor Tăi și nu ne vom închina statui de aur pe care ai ridicat-o. Atunci, Nabucodonosor s-a umplut de mânie, înfățișarea chipului său s-a schimbat împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat cuvântul și a poruncit să fie încălzit cuptorul de 7 ori mai mult decât se încălzea de obicei. Apoi a poruncit unora dintre cei mai viteji oameni din armata sa să-i lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să-i arunce în cuptorul cu foc aprins. Atunci, Nabucodonosor, regele, a rămas uimit, s-a ridicat în grabă și le-a zis sfetnicilor săi: oare nu am aruncat noi 3 oameni legați în mijlocul cuptorului? Ei au luat cuvântul și au spus: sigur, rege. El a luat cuvântul și a zis: iată, eu văd 4 oameni dezlegați, umblând în mijlocul focului, fără să fi suferit ceva. Iar înfățișarea celui de-al 4-lea este asemenea cu aceea a unui fiu al lui Dumnezeu. Nabucodonosor a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care l-a trimis pe îngerul său și a eliberat pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au încălcat porunca regelui și au dat mai degrabă trupurile la moarte decât să slujească și să adore vreun Dumnezeu în afară de Dumnezeul lor. Cuvântul Domnului. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, vrednic de laudă și preamărit în veci. Binecuvântat este numele sfânt al gloriei Tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești în templul sfânt al gloriei Tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești pe tronul Domniei Tale, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit în veci. Binecuvântat ești Tu care pătrunzi abisurile și stai peste heruvim, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, preamărit în veci. Binecuvântat ești pe firmamentul cerului, vrednic de laudă și preamărit în veci. Vrednic de laudă ești, Doamne, și preamărit. Very
Fericiți sunt cei care păstrează cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă bună și aduc rod într-o răbdare. Laudă ție, Hristoase, Regele mare. Să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp Iisus le-a spus iudeilor care crezuseră în El: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat discipolii mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va elibera. Ei i-au răspuns: noi suntem descendență a lui Abraham și n-a fost niciodată sclavi nimănui. Cum poți să spui, veți deveni liberi? Iisus le-a răspuns: adevăr, adevăr vă spun că oricine săvârșește păcatul este sclavul păcatului. Însă, sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna, fiul rămâne pentru totdeauna. Așadar, dacă fiul vă va elibera, veți fi într-adevăr liberi. Știu că sunteți descendenții lui Abraham, dar căutați să mă ucideți, deoarece cuvântul meu nu găsește loc în voi. Eu vorbesc despre cele ce am văzut la tatăl meu, iar voi faceți cele ce ați auzit de la tatăl vostru. Ei au răspuns și i-au zis: tatăl nostru este Abraham. Iisus le-a zis: dacă sunteți fiii lui Abraham, faceți faptele lui Abraham. Acum însă voi căutați să mă ucideți pe mine, om care v-am spus adevărul, pe care îl am de la Dumnezeu. Abraham n-a făcut aceasta. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei au zis: noi nu suntem născuți din desfrânare, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Iisus le-a zis: dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-ați iubi, pentru că eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus și Maria. Iubiți credincioși, aseară la 6:30, când am mers în sacristia din Catedrala Veche ca să concelebrez și eu la Sfânta Liturghie, în cinstea Sfântului Anton, unul dintre ministranți a zis: în seara aceasta avem din nou o predică lungă. Sigur, predicile din postul mare sunt ceva mai lungi, pentru că au specificul lor și de aceea, sigur, trebuie să avem ceva mai multă răbdare. Iată, la ultima predică din vinerea trecută, am meditat împreună despre simbolul apostolilor sau crezul niceno-constantinopolitan, cel care s-a cristalizat atunci când episcopii în 325 s-au adunat pentru a formula pe scurt credința creștină în Sfânta Treime, în opera de mântuire. Și am spus că atunci când îl recităm, trebuie să fim atenți, pentru că de fapt, rememorăm toate articolele de credință și toate faptele referitoare la mântuirea noastră. Și atunci când îl recităm, noi suntem în comuniune cu Biserica
triumfătoare cu toți sfinții care recită, au recitat și recită cu noi acest crez, care ne spun și noi am crezut în Dumnezeu și noi am crezut și am trăit adevărurile credinței și noi am crezut în viața veșnică și ne bucurăm acum de viața veșnică, o spun drepții, și ne bucurăm împreună cu voi care sunteți încă pe pământ, care credeți și mărturisiți aceste adevăruri ale credinței și vă străduiți să le trăiți prin viața voastră. Și atunci când noi recităm crezul, de fapt suntem uniți cu toți credincioșii de pe pământ, care și ei, la rândul lor, acolo unde se celebrează Sfânta Liturghie, recită aceleași adevăruri de credință. Și apoi am meditat împreună prima secțiune din liturgia euharistică, ofertoriul, prezentarea darurilor și prezentarea noastră împreună cu darurile, așa cum suntem și așa cum cerem ca darurile, prin rugăciunea de la oferirea darurilor, cerem ca aceste daruri oferite la altar, pâinea și vinul, să fie transformate în trupul și sângele lui Hristos, cerem în același timp ca noi care venim și ne prezentăm la Sfânta Liturghie așa cum suntem, cu virtuți mai multe sau mai puține, cu păcate mai mici sau mai mari, Domnul să ne primească și pe noi așa cum ne prezentăm și să ne transforme așa cum transformă darurile, pâinea și vinul, să ne transforme și noi, și pe noi în așa fel încât și noi să fim o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Și observați că preotul se duce în partea dreaptă a altarului și își spală mâinile, nu că nu s-ar fi spălat pe mâini înainte de a veni la Sfânta Liturghie și câteodată o face și în sacristie înainte de a începe Sfânta Liturghie, dar vrea să fie acesta un gest simbolic prin care să spună: spală-mă, Doamne, de vinovăția mea și curăță-mă de păcatul meu. Spune aceste cuvinte, le spune în taină, cu voce joasă, dar de fapt îi cuprinde în aceste, în această scurtă rugăciune, îi cuprinde pe toți credincioșii. Spală-mă, Doamne, de vinovăția mea și curăță-mă de păcatul meu. Și apoi se întoarce din nou spre mijlocul altarului și face o invitație tuturor celor prezenți: rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Iar credincioșii, participanții la Sfânta Liturghie, se roagă lui Dumnezeu ca această jertfă care este prezentată, adusă pe altar și la care participăm cu credință și evlavie, să fie primită de Dumnezeu spre slava lui Dumnezeu, spre folosul nostru și al întregii Sfintei Biserici. Și am zis că noi, atunci când venim la Sfânta Liturghie, fie că numai asistăm ca niște spectatori, ceea ce este cel mai puțin lucru, dar suntem invitați ca să participăm. Deci nu numai să asistăm, dar să participăm activ. Și o fac ministranții, o face lectorul, o face cantorul, organistul, o faceți dumneavoastră care spuneți rugăciunile, răspundeți la rugăciuni și cântați împreună
participăm în mod activ și în același timp celebrăm. Celebrăm patima, moartea, învierea și înălțarea lui Iisus. Și de aceea este bine ca atunci când ne prezentăm la Sfânta Liturghie să avem în minte această idee. Nu numai să asistăm, dar și să participăm activ, să celebrăm. Iar participarea activă și celebrarea deplină are loc atunci când ne apropiem și de masa euharistică, primind trupul lui Hristos. Trecem acum la a doua secțiune a liturgiei euharistice, care are un nucleu, un nucleu format din 8 părți. Prima parte este prefața. Prefața care precede consacrarea pâinii și vinului. Și prefața începe, are un protocol inițial și unul final. Protocolul inițial este, sunt acele invitații din partea preotului, e o parte interactivă prin care preotul îi face atenți pe credincioși pentru ceea ce va urma. Și începe Domnul să fie cu voi. Și dacă spune Domnul să fie cu voi, înseamnă că și credincioșii trebuie să fie atenți, se spune să fie și cu Duhul tău. Apoi îi invită să avem sus inimile, sus inimile. Dumneavoastră răspundeți, le avem la Domnul. Și apoi să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru, vrednic și drept este. Iată, acest dialog între preot și credincios, credincioși, are această menire de a vă face să fiți cât mai atenți la ceea ce va urma. Deci acesta este protocolul inițial. Și urmează o parte din prefață care este aproape aceeași, aproape fără schimbare la fiecare sfântă liturghie și cunoașteți foarte bine, cu adevărat vrednic și drept este să te preamărim pe tine, Părinte Sfânt, și așa mai departe. Eu îmi amintesc când se celebra liturghia în limba latină, când, înainte de 1968, întrucât aceste introduceri la liturghie și la secțiunea liturgiei euharistice a doua erau puține prefațe, știam pe de rost în limba latină acele cuvinte, această introducere, rugăciune de laudă și preamărire a lui Dumnezeu. Și e interesant că și astăzi, atunci când mă mai întâlnesc cu unul sau altul care a prins liturgia latină, spune, Părinte, eu îmi amintesc și acum în limba latină cum se cânta prefața, și începe și știe măcar prima parte și chiar și ultima. Apoi, în partea a doua a prefaței se aduce laudă și preamărire lui Dumnezeu și se face referință la misterul euharistic și, dacă este o liturghie în cinstea Sfinților, se face referire la viața, în general, la viața Sfinților, sau dacă este vorba de liturghia în cinstea Sfintei Treimi sau a Euharistiei sau a Inimii lui Iisus, se face referință la liturghia respectivă. Și apoi, partea finală, protocolul final este acela care este aproape identic, de aceea împreună cu toți îngerii și sfinții
te preamărim zicând într-un singur glas, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Și este o invitație că atunci când noi repetăm aceste cuvinte, Sfânt, Sfânt, sau le cântăm, să o facem cu toată inima, fiind în legătură și în comuniune cu toți sfinții și îngerii, cu îngerii care cântă Sfânt, Sfânt lui Dumnezeu, Osana întru cei de sus. Apoi urmează în acest nucleu al secțiunii a doua, urmează epicleza, invocarea Duhului Sfânt asupra darurilor, ca Duhul Sfânt să coboare asupra acestor daruri pentru ca ele să devină trupul și sângele lui Hristos. Apoi se face memoria cinei cele de taină, când se pronunță acele cuvinte referitoare la consacrare, se repetă aceleași cuvinte pe care le găsim în Sfintele Evanghelii, ce a făcut Iisus luând în mâinile sale pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați, vinul la fel transformându-l în sângele Domnului. Și apoi, după această parte a consacrării, urmează anamneza, adică memorialul, amintirea pătimirii, morții, învierii lui Iisus și a înălțării lui la cer. În câteva versete, în câteva cuvinte, ne amintește liturgia de toate aceste mistere ale mântuirii noastre. Și tot în cadrul acelor rugăciuni care se spun, se reînnoiește acea oferire. Doamne, așa cum îți oferim trupul și sângele lui Hristos, așa ne oferim și pe noi înșine. Așa cum trupul și sângele lui Hristos îl reprezintă pe Hristos, victima nepătată, ne oferim și noi pe noi înșine. Și îl recomandăm în rugăciunea noastră pe Sfântul Părinte, pe Episcop, ne amintim de cei răposați și amintim din nou întreaga biserică cu toate necesitățile ei. Și de aceea vă invit ca de fiecare dată să urmăriți cu multă atenție ceea ce preotul spune la altar în această a doua parte după prefacere, pentru că, de fapt, preotul prezintă lui Dumnezeu împreună cu jertfa nepătată, cu Iisus, victima nepătată, cu Iisus Hristos, prezintă toate gândurile, toate intențiile, toate rugăciunile noastre și ale întregii biserici. Și apoi urmează doxologia finală, când Părintele ridică potirul și hostia și spune, prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tata Totputernic, să fie adusă preamărirea în veci de veci și dumneavoastră răspundeți. Amin. Sigur că ați observat, cei care sunteți, aveți o anumită vârstă, vă amintiți de canonul roman, prima rugăciune euharistică, care a fost formulat în primele trei veacuri și apoi introdus în biserică de Sfântul Grigore cel Mare în jurul anului 600 și s-a răspândit în întreaga biserică, fiind prezent pretutindeni începând din secolul al IX-lea. Este o rugăciune euharistică, ceva mai lungă, dar foarte bogată, foarte
semnificativă și cu multe invitații ca să participăm cu suflet, cu credință la celebrarea Sfintei Liturghii. Apoi este canonul al doilea, sau mai bine zis, rugăciunea eucharistică, a doua rugăciune eucharistică, cea mai scurtă, care de obicei se folosește în zilele de lucru, rugăciunea a treia, rugăciunea a patra eucharistică, este și aceasta ceva mai lungă, în care există o bogăție deosebită de semnificații și teme teologice. În toate aceste rugăciuni, am spus, există acest nucleu format din cele 8 părți. Și e bine ca să fie această alternanță în folosirea rugăciunilor eucharistice, pentru ca să nu ne obișnuim urechea așa, sau să o repetăm ca o poezioară și dumneavoastră eventual știți deja ce urmează. În acest sens, sigur, Sfânta Biserică este atentă ca în cadrul rugăciunilor eucharistice, deci de la prefață și până la doxologia finală, înainte de Tatăl, în invitația pentru rugăciunea la Tatăl nostru, să nu se introducă în niciuna din aceste rugăciuni eucharistice, să nu se introducă nimic în plus. Cardinalul Ratzinger, devenit apoi Papa Benedict al XVI-lea, a fost odată întrebat de un jurnalist: Eminență, de ce sunteți atât de sever cu preoții care celebrează Sfânta Liturghie și nu le permiteți? El era și președintele Comisiei pentru Liturgie, pentru cultul divin. De ce sunteți atât de sever și nu lăsați ca să se introducă anumite lucruri? Și el a răspuns: liturgia nu este un teatru, nu este prezentarea unei piese de teatru în care fiecare face și spune ceea ce vrea. Liturgia este jertfa reînnoită a lui Iisus Hristos și trebuie să respectăm tot ceea ce Biserica ne-a prezentat și ceea ce Biserica a introdus de-a lungul veacurilor. Iar cardinalul Tonini povestește că atunci când era paroh într-o localitate de tratament, Salso Maggiore, odată la o predică a pus o întrebare credincioșilor și a spus: nu e nevoie să-mi răspundeți acum, dar îmi puteți răspunde după Sfânta Liturghie. Le-a pus această întrebare: cu ce gând intrați în biserică? Care este primul gând al vostru atunci când intrați în biserică? Sigur, pot să fie mai multe. Dar dânsul a zis că cei mai mulți au răspuns: noi când intrăm în biserică, ne ducem imediat cu gândul la cel care celebrează Sfânta Liturghie și cum o celebrează, dacă el crede sau nu crede în ceea ce face. Dacă este adevărat acest lucru, că ați putea să vă întrebați: oare părintele care celebrează crede sau nu crede în ceea ce face? Trebuie să vă întrebați și pe dumneavoastră, eu ca și credincios care intru în biserică și vreau să iau parte la celebrarea Sfintei Liturghii, oare vin cu intențiile cele mai bune? Oare cred cu adevărat că pe altar
se reînnoiește jertfa lui Hristos, oare cred cu adevărat că Sfânta Liturghie este cea mai puternică rugăciune pe care o putem prezenta lui Dumnezeu? Am celebrat de mai multe ori Sfânta Liturghie în capela surorilor Maicii Tereza din Bacău și eram impresionat de fiecare dată, pentru că în sacristie este pusă o plăcuță scrisă cu litere mari: celebrează această Sfântă Liturghie ca și cum ar fi prima ta Sfântă Liturghie și celebrează această Sfântă Liturghie ca și cum ar fi ultima Sfântă Liturghie din viața ta. Iată, iubiți credincioși, și noi când venim la biserică, fie că celebrăm Sfânta Liturghie, fie că asistăm, participăm sau celebrăm Sfânta Liturghie în mod complet, de fiecare dată să spunem, trebuie să particip ca și cum ar fi prima Sfântă Liturghie la care am luat parte, și fiecare își amintește de când era mic cum a fost la prima Sfântă Liturghie când s-a dus, sau la prima Sfântă Împărtășanie, și trebuie să o celebrez, să particip și să asist, să particip și să celebrez această, să particip celebrând Sfânta Liturghie împreună cu preotul, ca și cum ar fi ultima din viața mea. Nu știm dacă e ultima, dacă vor mai fi, dar să participăm în așa fel încât Domnul să fie mulțumit de noi și noi să-i fim plăcuți Domnului, așa cum venim în fața altarului cu vinovăția noastră, cu greșelile noastre, dar și cu dorința aceasta ca Mântuitorul, care vine pe altar și apoi vine și în sufletul nostru, să ne aducă acea bucurie pe care El poate să ne împărtășească, numai El poate să ne împărtășească pe deplin, și noi să simțim în sufletele noastre această bucurie și mulțumire interioară. Lăudați să fie Iisus și Maria! Fraților și surorilor, să ne rugăm cu încredere lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, ca toți oamenii să poată primi cuvântul Lui și astfel să meargă pe calea mântuirii. Părinte Ceresc, care L-ai trimis lumii pe Fiul Tău, dăruiește-i Bisericii harul ca prin meditarea cuvântului Tău și prin celebrarea Sfintei Euharistii să se reînnoiască pururi și să se desăvârșească în sfințenie. Te rugăm, ascultă-ne! Trimite cuvântul Tău la toți frații noștri, ca ei să te poată cunoaște și iubi cu adevărat. Te rugăm, ascultă-ne! Celor care caută adevărul, dăruiește-le bucuria întâlnirii cu Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Luminează familiile noastre și sporește în ele dragostea și armonia prin citirea și trăirea cuvântului Evangheliei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor celor care participă la această Sfântă Liturghie harul ca, fiind conștienți că fac parte din poporul preoțesc al lui Hristos, să facă din viața lor o jertfă de laudă, adusă pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea lumii. Te rugăm, ascultă-ne! Primește-i pe răposații noștri în bucuria veșnică. Te rugăm, ascultă-ne! Ascultă, Doamne Dumnezeule, cu bunătate rugăciunea bisericii Tale, să nu fie niciodată lipsiți de ajutorul Tău aceia cărora le dăruiești bucuria să participe la misterele Tale, prin Hristos Domnul nostru. Pământul scădat în soare, din sudoarea și munca omului, că
ferește pomul de grâu, rod al pământului și al muncii oamenilor care va deveni pentru noi pâinea vieții. Ce pe altar se transformă în Hristos. Crește pomul de grâu, crește pâinea, ce pe altar se transformă în Hristos. Rod al viței de vie și al muncii oamenilor, scăldate de ploaie, de sudoarea și munca omului, crește vița încărcată de struguri, ce pe altar se transformă în Hristos. Crește vița încărcată de struguri, ce pe altar se transformă în Hristos. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei Sale Biserici. Dumnezeule milostiv, dă-ne, te rugăm, harul să ne învrednicim a sluji mereu cum se cuvine la altarul Tău și luând necontenit parte la jertfa sfântă, să ajungem la mântuire prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Inimile le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, Tu nu încetezi să trezești în noi dorința după o viață mai deplină și, fiind bogat în îndurare, continui să ne oferi iertarea și îi inviți pe cei păcătoși să se încreadă numai în îndurarea Ta. Deși am călcat de atâtea ori legământul Tău, totuși Tu nu ne-ai părăsit niciodată și prin Iisus Hristos, Fiul Tău, răscumpărătorul nostru, Ți-ai unit familia umană printr-o nouă legătură de iubire, atât de puternică încât nimeni nu poate să o desfacă. Acum îi oferi poporului Tău un timp al harului și al împăcării și îi dai speranța de a găsi prin Iisus Hristos drumul întoarcerii spre Tine, pentru ca, încrezându-se mai mult în Duhul Sfânt, să slujească tuturor oamenilor. De aceea, pătrunși de uimire, preamărim puterea iubirii Tale și, bucurându-ne de mântuirea redobândită, uniți cu cetele nenumărate ale îngerilor, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare.
adevărat sfânt ești, Doamne, care de la începutul lumii lucrezi necontenit, ca și omul să fie sfânt așa cum Tu ești sfânt. Te rugăm, privește darurile poporului Tău și revarsă asupra lor puterea Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Fiului Tău iubit, Iisus Hristos, întru care suntem și noi fiii Tăi. Deși odinioară nu puteam să ne apropiem de Tine, fiindcă eram pierduți, ne-ai iubit cu o dragoste fără margini, căci Fiul Tău, singurul drept, s-a dat pe Sine la moarte și a îngăduit să fie răstignit pentru noi pe lemnul crucii. Dar mai înainte de a-și întinde brațele între cer și pământ, ca semn perpetu al legământului Tău, El a voit să celebreze Paștele cu ucenicii Săi. Pe când stătea la masă, a luat pâinea și, mulțumind, a binecuvântat-o, a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, știind că toate aveau să se împace cu El prin sângele Său, care trebuia să se verse pe cruce, a luat potirul plin cu rodul viței și, din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Aducându-ne așadar aminte de Fiul Tău, Iisus Hristos, care este Paștele nostru și pacea noastră temeinică, celebrăm moartea și învierea Lui și, așteptând fericita Lui venire, îți oferim Ție, care ești un Dumnezeu fidel și îndurător, jertfa care împacă pe oameni cu Tine. Privește cu bunăvoință, Părinte prea îndurător, la cei pe care îi faci părtași de jertfa Fiului Tău, și fă prin puterea Duhului Sfânt ca ei, care se împărtășesc din aceeași pâine și din același potir, să se unească în Hristos ca într-un singur trup, din care să fie îndepărtată orice dezbinare. Binevoiește a ne păstra pururi uniți în credință și iubire, împreună cu Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru și Episcopul auxiliar Aurel. Ajută-ne să stăm împreună în așteptarea împărăției Tale ce va veni, până în ziua în care vom sta alături de Tine, ca sfinți între sfinți, în casa Ta cerească, împreună cu fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli, cu toți sfinții și cu frații noștri răposați, pe care îi încredințăm în rugăciunea îndurării Tale. Atunci, eliberați în sfârșit de putreziciunea morții și transformați pe deplin în făpturi noi, îți vom cânta cu bucurie imnul de mulțumire pe care ți-l înalță Hristos, Cel care este viu în veci. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tata Totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos, spunând: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta,
facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pace. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul. Este isso.
niciodată vorba ta. De n-ai fi tu să-mi spui acestea, n-aș crede în veci așa ceva. Dar la cuvântul tău plec capul, căci tu ai spus că e așa. Eu te ador cu o melință, deși acum nu pot vedea, căci ochii pot să mă înșele, dar niciodată vorba ta. Tu care te numești iubire, Iisuse, om și Dumnezeu, prezența ta în sfânta taină uimește azi sufletul meu. Eu te ador cu și acum nu pot vedea, căci ochii pot să mă înșele, dar niciodată vorba ta. Și să îndepărteze de la noi orice primejdie, prin Hristos Domnul nostru. Amen. Îngerul Domnului a vestit Mariei: bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei,
și binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul nostru. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul nostru. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slavă învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în aceasta. Păzește-mă, povățuiește-mă și ocrămește-mă pe mine, care ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Dumnezeule atotputernic, ascultă rugăciunile poporului tău și pe aceia cărora le dai încrederea și speranța iertării, fă-i să aibă parte de bunătatea ta cea dintotdeauna, prin Hristos Domnul nostru. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra voastră și să rămână întotdeauna cu voi. Amen. Celebrarea Sfintei Liturghii s-a terminat, să mergem și să trăim în pace. Fraților și surorilor, ne rugăm lui Dumnezeu pentru răposații Maria, Petru, Profira, Constantin, Gheorghe, Ioan, Iulia, Cristian și Mircea, precum și pentru răposații Elena, Ioan și răposații familiei, pentru ca, iertați fiind de păcate, împăcați cu Tatăl, să fie purtați pe umerii bunului păstor pentru a se bucura de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul, pe cel ce moartea ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierd iarăși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina.
primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția ta. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. La paște pe pășuni vezi, mă conduce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul. Mă călăuzește pe cărări drepte, de dragul numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morții, nu mă tem de niciun rău. Căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu pregătești masă pentru mine în fața dușmanilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu e plin de sere varsă. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele. Și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început, și acum și în pururea, și în vecii vecilor. Amin. Amintește-ți de mine, Doamne, în împărăția Ta. Doamne, îndură-te de ei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule, Părinte atotputernic, Tu ne dai tărie prin miserul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca, prin acest mister, să-i dezlegi pe frații noștri, Maria, Petru, Profira, Constantin, Gheorghe, Ioan, Iulia, Cristian și Mircea, de orice legătură a morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Pleacă-ți urechea, Doamne, spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletul slujitorilor Tăi, Ioan, Elena și răposații familiei pe care i-ai chemat din această lume, la loc de lumină, de odihnă și de pace, și să-i unești cu mulțimea sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna cea veșnică de lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Spus și vezi